Bună ziua, domnule primar, bine v-am regăsit acum la început de toamnă, când ne uităm cumva cu interes către proiectele edilitare pe care le dezvoltă primăria Comunei Macudia și dorim să informăm atât locuitorii comunei cât și cei ai județului Tulcea care sunt proiectele pe care le aveți în vedere, pe care le aveți în vedere pentru dezvoltarea și modernizarea comunei și care încep să se vadă, practic, să lucrează la ele. Deci vreau să vă spun că de la începutul mandatului meu am încercat și am implementat 5 proiecte pe care deja le am ca și realizate. Rămâne doar execuția. Am trecut de toate fazele alea de SF-uri, de aprobări, de contracte de finanțare. La o parte din proiectele astea am și banii în cont, deja prinși pe fondurile europene. Din astea 5 proiecte sunt toate importante pentru comună. Avem modernizarea infrastructurii rutiere, ceea ce înseamnă asfaltare, străzi în comună. Aici intră 18 străzi care sunt destul de importante și de circulate și le-am luat așa pe fiecare cu câte locuințe, cu cât sunt locuințele mai multe, le-am băgat pe alea prioritar. Dacă putem să le și numim? Da, deci o să vă spun. Sunt strada Rândunelelor, Mioriței, Amurgului, Păcii, Soarelui, Libertății, Școlii, Zorilor, Unirii, Meseriașilor, Zambilelor, Vasile Bacalu, Portului, Deltei, Salsovia, Dunării, Teilor și un drum comunal 872. Astea sunt străzile pe care deja în luna lui noiembrie ne apucăm să le pregătim. Să le așezăm pătura cu piatră, să le compactăm până în primăvară când o să începem să turnăm asfaltul, să nu pierdem perioada asta de iarnă, să stăm degeaba. E vorba de câți kilometri în total? Sunt 7 kilometri. 7 kilometri și 100. 7100 de ani. Asta presupune că deja localitatea ar avea toate drumurile refăcute. Aproape toate. Deci în 85% din comună va fi asfaltată. Și intenționez ca în 2020, în primăvară, din fonduri proprii să terminăm restul străduțelor pe care avem probleme cu canalizarea momentan. Adică nu avem canalizare, le pregătim și în 2020 dăm drumul și la asfaltare și închidem toată în comuna. În sensul că faceți canalizare în zonele respective? Exact. Și după aceea? Avem un program de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canal. E într-o valoare destul de mare, e 3.880.000, aproape 4 milioane, asta înseamnă că sunt în jur de 800.000 de euro. Să faci o extindere la loturile de la intrarea în comună, Faleza și încă câteva străduțe mici pe care n-am avut canalizare. După care începem și asfaltarea pe ele, cum v-am mai zis. Ar mai fi un proiect care e foarte important pentru noi, construire dispensar medical. La ăsta suntem cel mai avansați. Adică zic eu că până în 15 octombrie începem deja să săpăm fundația, să turnăm demisolul și să începem să o ridicăm. Până în iarnă să încercăm să o închidem, ca în timpul iernii să poată lucra la interioare, adică instalații sanitare, electrice și toate alea. Ce presupune acest dispensar medical? Dispensarul medical presupune două cabinete. Unul de medicină generală, medicul de familie, unul de stomatologie și nu vreau să mă laud, dar poate că o să încercăm să facem un centru, să-l aducem aici de permanență. Centru de permanență. O să încercăm. De asta nu sunt sigur. Pentru dar... injecție, pentru exact, probleme. Exact. Să avem o fată pentru gardă de noapte. E un bolnav, un bătrân, un copil, să poate să-i dea... O tensiune, o injecție, exact. O ce are nevoie. Exact. Să le aibă
pe timp de noapte. Asigurate că așa ceva nu am avut. Am și purtat discuții cu domnul doctor de aici. Și asta voiam să întreb dacă aveți și cadrele medicale. Avem cadrul medical, avem. Asta e lucru foarte bun, că știți că sunt comune în județ care încă nu au medici de familie și asta e un lucru nedorit de nimeni. Dar noi, momentan, avem. Când credeți că intră acest centru efectiv la treabă, cum să zic? Când se finalizează? Zic eu că se finalizează până în 2019, lunele iulie-august. Până în vara anului viitor îi dăm drumul deja, intră în folosință. Deci cu siguranță. Tăiem paprika. Bun. Exact. Și o să vă aștept atunci. Oricum o să venim să vedem da. Cum se lucrează. Da. Asta e și centru cu dotări noi. Totul este nou, de la A la Z, mobilier, ecografe, scaun de dentist. Deci este vorba de construcția ca atare și echipament. Și echipament. Tot. Nimic nu luăm din dispensarul vechi. Se deschide totul cu utilaje noi. Este o veste foarte bună pentru localnici din Mahmudiad și pentru turiști, pentru că mă gândesc că acest centru de permanență l-ați gândit chiar pentru turiști, pentru că numărul de turiști este tot mai mare și chiar este nevoie de asistență medicală. E mare nevoie. În sezonul turistic exact. Și în extra sezon, pentru că aici, dacă ne gândim bine, da, o să ajungem. Se poate face turism în permanență. În campanie, asta a fost prima promisiune a mea și zic eu că deja e ca și rezolvată, m-am achitat de promisiune față de alegători, față de localnici și comunei. Sunt tentative de vreo 15-20 de ani să tot facă dispensar și nu s-a reușit. Nu știu de ce. Deci este un vis împlinit. Exact. Al comunei și, bineînțeles, că și al meu. Mai avem unul din proiectele care deja sunt semnate contractele de finanțare. Mai avem și urmează licitația pentru proiectare și execuție a unei piețe agroalimentare, care este dotată cu frigidere, cu sală de pește, cu carne, cu lactate și o porțiune din ea, o parte din ea, este semideschisă pentru zarzavaturi pe timp de vară și până în toamnă. Deci vorbim de spații amenajate, spații acoperite, încălzite pe timb de iarnă, exact. Aerisite pe timp de vară, da? Da. Pentru da. Carne, lactate, pește, dotate tot, cu toate, cu tot, cu frig, cu friguri, cu tot ce este nevoie. Da, cu camere pentru femei de servici, două rânduri de toalete pentru clienți și pentru cei care deservesc. Deci piața este ultramodernă. Este necesară o astfel de piață pentru locuitorii comunei și probabil că și pentru cei din jur. Și pentru cei din jur, dar în primul rând pentru turiștii care vin din ce în ce mai mulți și vor face aprovizionarea de acolo. Sunt mulți care mai stau pe la case, pe la particulari și iau și își gătesc acasă. Deci piața e foarte necesară și pe piață vor veni producători, mare parte din producătorii exact, locali. Producătorii noștri care deja s-au mai dezvoltat și câte un solar, două acolo și își vând roșii, castraveți, tot ce înseamnă legume, fructe. Da. Și lactatele de asemenea? Lactatele vin și după în împrejurim cu marfă destul de bună și na, pot să zic așa că e mai bio decât talea care le găsim pe supermarketuri. Absolut. Da. Așadar, o piață nouă. Piață nouă. Dispensar nou, asfaltarea de care v-am zis și un iluminat public, na, că aparent pare că nu e interesant, dar este pentru că faleza de la Montjardin în Amont până la centru de zi, aia se asfaltează toată cu refugii, cu bănci, cu băncuțe, cu locuri de parcare se va face și aia se pune iluminat de la cap la coadă nouț, cu plămi pe LED-uri, cu, înțelegeți? Și loturile de sus, de care vă spuneam că se intră cu canalizarea,
loturile alea de acolo se iluminează, se face iluminat public toată zona aia.